Poți să mai ai cu Slovenia, dacă vrei. Da, da, singurul... Stânga. Da, domnul Buble s-a dat pe față. Pe stânga? Ceva? Hai! Eu? Da. Bine. Bună ziua, bine ați venit la această ultima ședință oficială a conducerii Uniunii Social-Liberale înainte de data de 9 decembrie. Evident, pe 10 decembrie la prânz ne vom reîntâlni aici, dar până atunci mi-am informat colegii din conducerea USL asupra ultimelor decizii luate la nivelul guvernului susținut de USL. Bineînțeles, pe 1 decembrie, odată cu Ziua Națională, ne-am ținut de cuvânt și am practic se reîntregesc salariile tăiate în 2010 de către guvernul Boc și președintele Băsescu. Dincolo de vestea bună referitoare la deblocarea, veste oficială, deblocarea programului operațional sectorial mediu, în zilele acestea așteptăm rezultatele oficiale legate de programul operațional regional și programul operațional sectorial dezvoltarea resurselor umane. Și aici ne ținem de cuvânt, programele blocate pentru neregulile constatate în perioada 2009-2011 sunt deblocate în cursul anului 2012 prin eforturile actualului guvern și prin acceptarea unor corecții financiare care, sigur, afectează respectivele programe, dar care nu reprezintă o pierdere pentru întreaga anvelopă aflată la dispoziția României în ceea ce privește fondurile structurale și de coeziune. Am discutat încă o dată împreună cu domnul ministru Chițoiu, i-am informat pe colegii noștri asupra faptului că în această săptămână la Olchim se începe plata salariilor pe noiembrie. Când am venit la guvernare, muncitorii de la Olchim aveau o restanță de 3 luni. Noi ajungem la luna noiembrie, deci practic aproape la zi. Și ăsta este încă un lucru important pentru faptul că ne-am ținut de cuvânt. Iar un mesaj special vreau să-l spun, să-l transmit încă o dată, către acei militari. E vorba de un număr de aproximativ 7.000 din Ministerul Apărării Naționale și încă câteva mii din Ministerul de Interne care au avut de pierdut la momentul recalculării pensiilor în bugetul pe 2013 și în mod eșalonat. Trebuie să îndreptăm și acest lucru, legea 263 a oferit celei mai mari părți din pensionarii din sistemul de apărare o creștere a pensiilor, aproape 90% dintre pensionarii din sistemul de apărare au beneficiat de pensii sporite, însă cu atât mai mult și pentru cei 10%, 10-12%, avem obligația și în bugetul pe 2013 avem intenția clară de a-i aduce și pe ei la nivelul la care ceilalți colegi în mod meritat au ajuns. Acestea sunt principalele lucruri care țin de agenda guvernamentală. Mâine o să avem ședință de guvern pentru a adopta măsurile care sunt necesare. Evident, astăseară avem comandamentul de iarnă, pentru că guvernul funcționează și este pregătit pentru tot ceea ce ține de atribuțiile sale. Pregătirea pentru alegeri s-a desfășurat fără niciun fel de problemă și sunt convins că și pe 9 decembrie, ziua votului, nu va înregistra nimic special. Sunt făcute toate pregătirile necesare, ca și la locale, toate instituțiile sunt pregătite pentru ziua de 9 și alegerile se vor desfășura în mod legal, în mod democratic, așa cum au fost celelalte alegeri din acest an, iar rezultatul final va exprima voința românilor. Aceasta este partea de expunere guvernamentală pe care am făcut-o colegilor mei. Evident,
că vreau să închei spunând că pe 9 decembrie pentru Uniunea Social-Liberală este ziua adevărului până la urmă, este testul cel mai important pe care trebuie să-l trecem alături de cetățenii României. În urmă cu aproape 2 ani, când am constituit Uniunea Social-Liberală, am avut ca obiectiv fundamental, a fost un obiectiv fundamental, să obținem jumătate plus 1 din numărul mandatelor din următorul Parlament, tocmai pentru a împiedica orice posibilitate pentru președintele Băsescu de a repeta scenariul din 2004 și 2008, atunci când, neexistând o alianță sau partid politic care să aibă majoritate absolută, a avut ocazia să facă acele jocuri politice de culise la care de altfel se pricepe foarte bine. Acest obiectiv jumătate plus 1 din numărul mandatelor este în acest moment, la modul realist, un obiectiv nu doar posibil, ci și foarte probabil. Evident însă că orice mandat în plus ni-l dorim să-l câștigăm și ne va ajuta pentru a avea stabilitate guvernamentală. România are nevoie de stabilitate politică și guvernamentală și pentru a ne pune în aplicare inclusiv proiectul de modificare a Constituției. Motiv pentru care de aici, de la USL, vreau să fac încă o dată un apel către toți românii să vină la vot. Este cel mai important vot din ultimii 20 de ani și este votul care poate reprezenta o ruptură clară față de regimul Traian Băsescu, de regimul PDL. O ruptură și, practic, un nou început pentru România. Cu această punte politică, îl rog pe domnul președinte Antonescu să vă transmită partea de decizii politice a USL-ului. Da, bună ziua! În legătură mai întâi cu programul de campanie electorală al Uniunii Social-Liberale în această săptămână, ne vom concentra cu toții pe colegiul său fiecare, ceea ce am făcut și până acum, vom face cu atât mai intens în ultima săptămână, și vom avea o ultimă acțiune comună, liderii Uniunii Social-Liberale, în ultima zi a campaniei, vineri, la Craiova, la o oră care urmează să fie anunțată, 15, după ce, probabil 15, dar care va fi anunțată după ce detaliile organizatorice vor fi puse la punct. Noi am făcut astfel de acțiuni pe parcursul acestei campanii electorale în toate regiunile istorice ale țării și în Muntenia și în Dobrogea și în Moldova și în Ardeal și în Banat. Și iată, vom face această ultimă acțiune în Oltenia, în capitala Olteniei, la Craiova. În al doilea rând, mă alătur și eu mesajului cu care premierul Victor Ponta încheia intervenția sa, adresându-mă și candidaților, echipelor noastre de campanie, militanților noștri și, în general, alegătorilor. Sigur, în ultima vreme s-a discutat foarte mult despre sondajele care converg înspre ideea unei victorii clare a Uniunii Social-Liberale, victorie în raport cu obiectivul pe care îl reamintim de fiecare dată, și anume majoritatea absolută ca număr de mandate în Parlament. Ceea ce doresc eu să transmit foarte, foarte răspicat tuturor candidaților, repet, echipelor de campanie și militanților noștri, și o fac în numele tuturor colegilor, președinții ai partidelor din USL, este să conștientizeze, să realizeze faptul că aici, ca și în sport, niciun meci nu e dinainte jucat, că nu există niciun fel de motiv și nu trebuie lăsat loc niciunei relaxări premature, că ultima săptămână din campanie trebuie să fie săptămâna eforturilor maxime. Iar alegătorilor noștri, celor care intenționează să ne voteze, celor care cred că Uniunea Social-Liberală este soluția, le transmitem același mesaj, ca de fiecare dată, este imperios necesară prezența fiecăruia la vot. În momentul în care cineva ar putea gândi, oricum câștigă cei pe care îi susțin eu, n-are rost să mă mai deranjez până acolo, asta poate să ducă la o deformare, până la urmă, a rezultatului pe care sondajele
îl indică. Avem așadar nevoie de fiecare dintre dumneavoastră, avem nevoie de fiecare vot, avem nevoie de participarea la acest vot care, cred și eu, asemenea domnului Ponta și altora, că e cel mai important din ultimii 20 de ani, dar sunt sigur că este extrem de important pentru următorii 10, dacă nu 20 de ani, din istoria României. Așadar, apel la mobilizare maximă din partea candidaților, echipelor de campanie, militanților și apel la mobilizare și prezență maximă din partea alegătorilor. Și, sigur, sper ca aceste condiții fiind îndeplinite, din seara zilei de 9 decembrie să putem să discutăm în deplină legitimitate și cu toate argumentele despre pașii următori care țin de viitorul României, de guvernarea României, de lucrurile foarte multe pe care le avem de făcut în această țară. Haideți dacă întrebări, mai bine și pentru oricare. Vă rog. Legat de surpriza pe care ați dezvăluit-o astăzi, ne puteți în mod concret ce va face Cristi Botan? Da. Va implementa acel program care îi aparține, de fapt. Un program prin care, practic, toate funcțiile publice din administrația publică, nu vorbesc de funcții de conducere, vorbesc toate funcțiile din administrația publică, în măsura în care sunt scoase la concurs sau pentru angajare, vor avea un sistem cel mai transparent posibil, prin care absolut orice persoană va ști, va avea acces online, când se scoate funcția respectivă, cine participă, care sunt condițiile. E un mod care, sau un sistem care se aplică în alte țări europene și care permite o transparență foarte, foarte mare în ceea ce privește ocuparea funcțiilor în administrație. Și nu vă ascund faptul că dacă acest proiect se va dovedi de succes referitor la administrația centrală, când spun administrație centrală, mă refer și tot ce are în teritoriu, la toate structurile deconcentrate, intenționez să-l implementăm și în structurile de administrație publice locale. Pentru că și acolo e nevoie de transparență și îmi asum riscurile. Vă dați seama când o să puteți intra de la computerul dumneavoastră să aflați orice funcție care se scoate la structură deconcentrată din țară. Probabil că anumite metode folosite de ani mulți în România vor fi imposibil de folosit în continuare. Eu m-am bucurat că o persoană tânără și extrem, extrem de capabilă a fost de acord să participe, să coordoneze un asemenea proiect. Vreau să mulțumesc acelor structuri media care au promovat proiectul lui Cristi Botan. Eu de acolo am aflat despre proiect și sper să aibă succes. În rest, eu am avut un mesaj mai degrabă pentru zona tânără, pentru zona de online. Am constatat că doi dintre clovnii naționali nu s-au putut abține nici de această dată, se facă de râs, dar e problema lor. În cadrul Secretariatului General va fi gestionat chiar de Cristi Botan. Chiar de el. Am mai discutat despre structura viitorului guvern, spuneați și chiar și acum două săptămâni și spunea trecută mă sunteți în lucru cu această structură. Eu sunt în lucru, dar vreau să precizez foarte clar. Nu avem și nu am discutat cu domnul Antonescu și cu ceilalți lideri USL. Nu discutăm nimic despre guvern, despre portofolii, până în momentul în care primesc mandatul de a forma nou guvern. Nu vorbim de pielea ursului din pădure. Eu am lucrat în această perioadă, am o gândire, am o concepție, însă nu se pune problema să discutăm până pe 12 sau 13, când vor avea loc consultările la Cotroceni și președintele va anunța desemnarea. Am o rugăminte mare de tot. De-aia l-am rugat pe Cristi să vină să lucreze la guvern, ca să-l întrebați pe el lucrurile astea. Da? Da. Nu că altfel mă fac eu consilierului. Deocamdată el e consilierul meu și am
încredere că vă va răspunde la absolut tot. Îi dați un mail, nu-l sunați, că probabil nu răspunde la telefon. La mail-ul răspunde. Sau pe Twitter, sau pe Facebook, sau pe orice alt mijloc. Dacă tu mai aveți... Tu trebuie timid, dar nu prin George Laurențiu. Iertați-mă, eu sunt Crin George Laurențiu, dumneavoastră? Dan Petre Popa. Dan Petre Popa. Da, eu sunt de la Partidul Național Liberal, Uniunea Social Liberală, dumneavoastră? Eu sunt freelancer. Freelancer. Vă deranjează asta? Nu. Asta era întrebarea una? Nu, erau două întrebări timide. Bără. Asta era un răspuns timid la întrebarea dumneavoastră. Prima, ca să o lămâniți să nu intrăm cu restanțe în alegeri. O regla aceea care v-a fost pusă e reală sau este o păcătură de presă? Care părere? Aruncă cărău. E... Și cea de-a doua întrebare? Da. Și cea de-a doua întrebare, dacă ceea ce eu am găsit mai de multă vreme, transferul acela de teren din Herăstrău, din proprietatea inalienabilă. Facă-mi scris dânsul și răspunde. Din donația regelui către municipalitatea București, va aparține sau nu? Deci a semnat actul prin care unii au luat și formă vândă 7 hectare în Herăstrău sau nu? Poate un fals. Unu. Eu nu am niciun dubiu că e o făcătură de presă, pentru că n-am auzit în viața mea acest nume sau această poreclă. E o făcătură de presă care a pornit nu știu de unde. Ea afirmă că din Hunedoara. Din Hunedoara? Păi ce legătură am eu cu Hunedoara? Nu știu, eu v-am întrebat. Da, deci răspunsul este nu am habar, e o făcătură de presă și o făcătură de proastă calitate. În legătură cu problema care revine ciclic, pentru că a mai revenit scoasă de la naftalină și după aia băgată iar prin 2009 și în alte dăți, n-am acum încă o dată datele cu tot ce înseamnă, nu, și alții. Am văzut că e reluat și într-un cotidian astăzi. Încă o dată vă spun, acele bunuri, acele terenuri nu mai erau de mult în patrimoniul Ministerului Tineretului și Sportului când am ajuns eu acolo și ministerul și eu ca titular al lui le-am semnat doar în urma unor proceduri pe care legea le impunea și care ajunseseră la o anumită scadență, având în spate foarte multe alte proceduri, toate bazate și acoperite pe lege, care au făcut ca în 1999 să ajungă pe masa ministerului acele documentații pe care, practic, conform legislației în vigoare atunci, eu sau titularul ministerului, indiferent cine ar fi fost, era obligat să le semneze. Deci nu se poate pune problema de o înstrăinare din patrimoniu, pentru că atâta vreme cât eu am fost ministru la tinere și sport, nici un centimetru pătrat de teren sau nici un alt bun de vreun fel nu a fost înstrăinat din patrimoniu ministerului. Deci actul acela a fost obligat de lege să-l semneze. Sigur. Președintele a spus că nu va încerca responsabilitatea constituțională de a desemna premierul unui partid sau unei alianțe. Domnul Buble, uite cum stau lucrurile. Noi ne spunem mesajele noastre electorale ale USL-ului, domnul președinte Băsescu spune mesajele sale electorale. Mai sunt 6 zile, oamenii merg să voteze cu Băsescu sau votează cu USL, e simplu. Nu, acum să nu ne supărăm că fiecare dânsul vorbește la evenimentul zilei, că e al lui. Noi vorbim la toată lumea, că uite, sunteți toți aici. Asta e singura diferență. Eu la toți vorbesc. Fiecare, după cum știe, el cu campania lui electoral, noi cu a noastră. Din fericire, mai sunt doar 6 zile. Și după aceea, cel mai important lucru, sunt două lucruri esențiale. Respectarea voinței românilor și stabilitate politică. Noi, toți cei patru de aici și USL-ul, își dorește ambele lucruri. Să respectăm ce au decis oamenii la vot și să avem stabilitate politică. Ce își dorește domnul Băsescu, numai dânsul știe. Și evenimentul zilei. Oricum, recunosc că nu m-am amuzat de foarte mult timp atât de tare cât m-am amuzat când am auzit că, de fapt, noi am fost cuiduiți pe 1 decembrie. Deci este... E bine, eu am aflat...
E din anii 50 asta, e senzațională. Eu n-am mai aflat că am adormit și am întârziat și m-ați apostrofat. Te-au fluierat când ai adormit. M-ați apostrofat ca la Iași. Am aflat că am întârziat 50 de minute la o ceremonie care a și fost transmisă în direct, adică au putut vedea nu numai cele câteva sute de participanți. Hai să vorbim de lucruri serioase, ia ziceți. Păi nu, dar vorbim de lucruri foarte serioase, scuzați-mă, vorbim de lucruri foarte serioase în momentul în care evenimentul zilei, pe nu, propagandă, sigur, acolo poți să înjuri un om, să-l critici, dar să minți chiar atât de nerușinat când lucrurile se pot verifica așa, pe ceas, la oră, deja e chiar jalnic. Da, domnule. Deci ne-a huiduit toată lumea pe 1 decembrie, puneți-i, lui Domnul Hristos fie fericit. Și au avut și un martor serios, pe Corneliu Vadim Tudor. Vă dați seama? Deci avem și martorul. Om serios. Vă rog. Da. Întotdeauna vă permit, vă rog. Sunteți de la evenimentul zilei? Nu, de la zilei. Am glumit, știu. Vă rog. Nu, asta trebuie să-l întrească pe domnul Zgonea. Poftim? Parlamentarii USD vor asigura zgonul. Păi trebuie să-l întrească pe domnul Zgonea, nu sunt președintele Camerei. Așa cum v-am spus de la început, nu m-am pronunțat asupra cu ce trebuie făcut în cazul Stan, pentru că doar președintele României, domnul Băsescu, și cu parlamentarii au acces la dosar. El are acces la dosar, că asta e pasiunea lui, iar parlamentarii din Comisia Juridică, pentru că așa prevede legea. Parlamentarii astăzi înțeleg că s-au întrunit, am aflat de la dumneavoastră, s-au întrunit, au dat un vot, dacă nu mă înșel, într-o proporție extrem de clară, motiv pentru care urmează să se organizeze ședința de plen. Când se organizează? Cum se face quorumul? Asta trebuie să-l întrească pe domnul Zgonea. Acum însă e un lucru foarte clar, că se organizează mâine, poi vine, sau când se organizează, trebuie să intre în plen propunerea Comisiei Juridice, propunere de aprobare, nu? Dacă nu mă înșel. Da. Aveam să știm dacă aveți o poziție politică și de liderele listele. Păi ce poziție politică? Păi noi, domnul Manciu, vă rog să nu ne mai îndemnați noi politicienii să avem poziții politice față de justiție. Terminați cu chestia asta, că vă trece domnul Băsescu în MCV. Deci, domne, incredibil, uite cine ne instigă. Eu știu. Bine că v-ați convins și dumneavoastră. Nu, nicio poziție politică. Juriștii, parlamentarii juriști, au luat o decizie. Mai departe... Dumneavoastră deviați discuția. Nu, tu ai deviat-o. Tu ai deviat-o. Păi, dar nu mă ocup eu ca prim-ministru. Domne, mai spun o dată, dar nu primul ministru convoacă camerele, nu mai e ca pe vreme. Păi atunci intrați-l pe domnul Zgonea, nu știu unde e domnul Zgonea și intrați dumneavoastră. Da? Bine, altceva. Da. Așa. Domne, da, stați un pic, stați să lămurim un lucru. Noi, ca să ni se deblocheze programele respective, am luat deja măsuri care țin așa, de îndreptarea procedurilor și, după cum știți, s-a adoptat și săptămâna trecută o ordonanță de urgență, luptăm pe partea conflictului de interese. Deci am îndreptat pe proceduri și am plătit niște corecții financiare, că altfel nu se putea. Dacă vorbim despre actualele autorități de management, cu excepția celei de la program operațional sectorial creșterea competitivității, unde am discutat cu domnul ministru Chițoiu și o să luăm niște măsuri radicale acolo. Practic, asta e, 6 luni, o reacredităm. Celelalte însă nu putem să le reacredităm pentru că pierdem un an de zile. În schimb, pentru 2014-2020, toate autoritățile de management trec sub o singură autoritate. Întâi un ministru, după care ele se duc la regiuni în momentul în care formăm regiunile. Deci e o structură complexă care ține cont de ceea ce s-a făcut în alte țări comparabile cu România, Polonia, de exemplu, cu succes în absorbția fondurilor europene și de ceea ce avem acum. Pentru că acum noi, practic, la anul se termină mecanismul anterior și e regula N+2. Deci până în 2015 trebuie să continuăm proiectele aflate în derulare. Pentru 1 ianuarie 2014-2020, o singură căciulă, o singură coordonare și o singură responsabil. Nu 7 responsabili, că nu funcționează. Domnule, primitam o întrebare. Dacă lucrurile
familie de vârf, conform la care este data limită până la care credeți că vă veți instala la Palatul Victoria și mai departe bugetul când? 21 decembrie. 20 decembrie depun jurământul noii parlamentari să aleg conducerile celor două camere. Mai devreme nu se poate, pentru că pe 19 ne expiră mandatele actuale. Deci 20 decembrie se formează camerele, se depune jurământul, se alege conducerea celor două camere, birouri permanente. Eu sunt pregătit pe 21 să vin cu programul de guvernare și componența guvernului și pe 22 în ședința de guvern aprobăm proiectul de buget, îl transmitem către Parlament, dar nu cred că trebuie convocat Parlamentul înainte de data de 15 ianuarie, pentru că până în 15 ianuarie vine la București Delegația FMI, Comisia Europeană, Banca Mondială, ca să facem ajustările necesare. Acesta e calendarul normal, pe care pentru care m-am pregătit. Dacă permiteți o glumă, 21, predicția mai așa? Aia e scăparea cu știu eu. Mersi, da, asta chiar a fost o glumă bună. Nu-i mai lăsați pe aia doi clop să facă ei glume, că au fost glume proaste. Faceți dumneavoastră. Dar vrem să mergem în concediu. Cine? Vrei să treci pe 21? Nu pleca.